gratuiti, resta a me, è vorba del balzo dell'illustorismo, è vorba di perpetuare memorie di Bogdanova, pentru că, de ce ținem în acest festival? Vrem să preîntâmpinăm drame ca aceea pe care a avut-o Bogdanova, să moară înainte de 30 de ani, înainte de a fi cunoscut și afirmat. Vrem să ajutăm dramaturgii din toată țara, indiferent unde trăiesc, într-un colț uitat de Dumnezeu, într-o comună, dar că la anul ăsta am primit și texte din două comune, nu numai din oraș, de la autori care locuiesc în două comune. Și să ușurăm drumul acestor texte spre publicare și spre reprezentare pe scenă. Asta vrem să facem. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și vreau să vă spun că noi am făcut ieri o dezbatere condusă de un distins coleg, e vorba de dramaturgul Mircea Năionescu, care este la umbră acolo, un dramaturg excelent, veți avea în curând dovada, și care este directorul teatrului Tudor Vianu din Giurgiu. Un teatru pe care când l-a preluat era o ruină și care astăzi e unul din teatrele care s-au afirmat ca o citadelă a dramaturgiei românești. A jucat peste 20 de piese, 20 de piese de autor român, a fost prezent în, pe scene din țară și din străinătate, recent obținut un mare succes cu o piesă pe care tinerii ar vedea-o cu mare plăcere, sunt convins, Pușla Noua de la etanță 13, se numește piesa lui Mircea Năionescu, foarte bine primită, nu numai în țară, dar și în străinătate, cineva care venea de la Viena mi-a povestit că a văzut acolo spectacol și s-a bucurat de mare succes. Mircea Năionescu a condus o dezbatere care se numește SOS Dramaturgia Română. Am tras un semnal de alarmă pentru că dramaturgia română nu mai este promovată astăzi cum ar merita. Acestea fiind zise, îl rog pe președintele juriului să vă spună câteva lucruri despre această ediție și să vă anunțe palmaresul, cine anume a fost premiat.